Mariana, afirmai despre Marinescu că dacă ai fi într-o relație cu el, ar trebui să-l crești ca pe un copil. Da. De ce? Pentru că nu-mi place la el, pentru că se lasă foarte ușor influențat. Cred că am spus chestia asta de foarte multe ori. Mariana, dacă asta e singurul lucru... Nu mi-a demonstrat în acest moment că nu e o persoană ușor influențabilă. Se pare că în continuare, da, văd o persoană ușor influențabilă. Uite, și Mădă e de acord cu tine. Dar nu doar ușor. Dar doar asta, doar asta te deranjează la Marinescu? Nu doar asta. Dar mai trebuie să o deranjeze din punctul tău de vedere. Cred că foarte multe lucruri. Singurul lui atu este fizicul. Da. A recunoști că arată frumușel? Că e frumușel, că are o constituție, așa. Mersi, băi. Are un fizic îngrijit. Mama, așa cuvinte din partea ta, permite. Un fizic la sală, un fizic îngrijit a fost la sală și cam atât. Apropo de îngrijit, Paul, de ce afirmai despre Marinescu care, ce spuneai, că... N-a făcut care, nu, am spus că are păduchi. Am spus că are păduchi în cap. Și pe cap. N-are neuron, n-are păduchi în cap, e nespălat. Nu face duș. De unde ai tras tu concluzia asta? Pe în fiecare dimineață vine cu așa păr în cap și puce. Nu face duș. Păr în cap. Noi, nu mai faceți de astfel de afirmații. De ce? O să mă scuzați că aduc asta în discuție. Lasă! Nu vreau să aud, sunt la bine așa. Dar vii tu adevărat, să vii tu să tergi cu peria la mine la WC-ul acolo. Dar niște că nici ăștia de la crematoriu nu spală ție jegul ăla. Nici ăștia de la crematoriu nu suport mirosul ăla. Da, nu doar tu aveai discuții cu Marinescu, și George avea. Eu zic mai bine George Marinescu. V-ați gândit vreodată să vă înscrieți la Bravo Ice Steel? Da. Ce face? Bine. Ce face? Vă rog puțin. Da, ne-ați greșit un pic. Trebuie să puneți decât unul, nu pe amândoi. Așa pe tot. De ce, George? Pentru că doar George are Bravo Ice Steel. Ei, hai, George. Uite, fetele nouă sunt de aceeași părere. Ești doar tu singurul și Paul are Bravo Ice Steel. Te rog frumos. Păi a fost doar între mine și Marinescu. Puneți puțin cadru, așa, tot, nu numai... Fiți atenți, vă lansez o provocare. Mâine trebuie să vă îmbrăcați... O să mă gândesc eu la o temă și vă spun despre ce este vorba și fetele ori să vă jurizeze. Mâine dați-ne o ținută, așa ceva. Și ne vom da seama care are cel mai mult stil. Stai jos, Paul, că nu te vezi. Paul, stai jos, că nu te vezi. Stai jos, că te acoperi. Ați auzit ce v-am spus? Păi mai spuneți, că vorbești mai dat Marinescu. Am spus că vă lansez o provocare. Mâine va trebui să ne gândim la o temă. Eu împreună cu fetele. Iar voi veți defila în fața noastră. Măi, Paul! Căpuț, ia mâna de pe mine. Îmi miroși, du-te de pe eu. Astfel de gesturi sunt oribile, mai ales în fața mea. Nu trebuie să pună mâna pe el. V-am spus de 100 de ori. Ce nu trebuia să pună mâna pe el. Mai pune mâna pe mine, jur. Mai pune o dată mâna pe mine și când îți faci... Vedeți după aia piticul ce se face. Aș vrea să faceți ceva frumos, dar din păcate... Nu, eu nu pot să iau parte la așa ceva, nu mai vreau să privesc, nu mai sunt dispusă să accept. Vedeți, dacă tine am avut săgeți, ți-am zis. Lasă-mă, Paul, mă, nimeni. Mă, dar aveam și o jurizare acolo. A, mă, te-ai îmbrăcat și tu odată ca lumea și ne-ai rupt chiloți aici. Te pup. Te-ai îmbrăcat. Da, tu chiar nu te potolești, chiar te mănâncă una într-una, nu te potolești de azi dimineață. Balii pe ăla, bala atingi pe ăsta, balii nu-i despăs. Da, să frate, pe bine. Pui peste nas, peste nărcă. Chiar corect, nu te potolești, corect, ai să nu mă infectez la voi de aici cu bacterii. Dar gata, ho, oprește-te. Să nu fiți miros. Ai făcut materialul, gata, ho. Ai apărut pe stică, frate, gata. Ce-o, mă, liniște? Îl iei pe ăla, acum te-ai apucat. Pe care voi am, că voi mă luați pe mine, despre ce vorbim? Vrei să... Ce, noi trebuie pe... Discuții. Minte cu ceva, ai văzut ceva din cameră? A intrat lumea și a văzut cu ochii, nu ești nebun. Stai liniștit. A intrat lumea și a văzut cu ochii, nu ești la tine în cameră și la tine în baie, ești nebun. Vrei să te minți? Da, mă, pentru că așteptam să vină unul dintre voi să șteargă el. Deci s-o bătut la câte ei vorba. Dar te rog măcar oprește. Eventual știi eu praful după tine, așa. Dar de ce te-ai... Că măcar știi că ești vinovat, taci, bă, din gură, frate. Mai chiar că știi ce vreau eu în fața ta. Ești vinovat, taci din gură, vezi de... Ce? Un ce la noi ești. Un de galgară. Da, mă, liniște-te. Dar n-a ce să mă liniște. Băi, tu vrei să pari victimă, problema e că ai exagerat. Mai are 2 metri și da, mai vreți gău ăsta să fie victimă, ești nebun? Înțelegi? Deștia ca tine am văzut, frate, care s-au apucat de sală și-au dat... Au fost pătărei în școală, înțelegi? Au fost pătărei? Da, eu... Pălmi? Palme. Și după aia s-au tras un pic la sală, au pus ceva mușchi pe ei și dacă strigă unul, păi să... Înțelegi? Tu la scandale ești... Pe mine?
Haide! Trebuia să-i dai, mă, și tu, mă. Lasă-l, Chileu, gata, lasă. Băi! N-ați văzut? S-au certat. A fost Marinescu. Băi, vin, băi, pa, termină, băi, zici să termini. Paulic, Luca. Gata, frate. Închide ușa asta. Gata, lasă-te aici. Închide ușa. Închide ușa. Nu știu, asta n-am văzut. Măi! Unde este Alex? Bă, 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 bă. Ce s-a întâmplat? Cine s-a bătut? Thank you. Haide. Nu mai contează. Ce s-a întâmplat? Mare scandal, ce vrei să fac? Cine? Cine? Cine s-a bătut? Cine? Marinescu. Cu cine? Cu cine? Cu cine? Cine? N-are treabă. Haide, te rog frumos. Da, poți între ei? Ai intrat în casă. Poți să vin și la ei? Poți să mă duc și eu? Te rog, doar să îmbrățesc pe Andreea. Doar să... Andreea, te pup. Da! Nu-ți-mi mâna, Leila. E liniște-ți-mă. Încerci că rămâna valsă. Hai acolo jos la scala. Leila, eu nu-ți simt mâna asta. S-au mai întâmplat lucruri, de ce nu până acum? Mariana, vină, Mariana. Gata, te rog, gata. Calmează-te, te rog, nu. Te rog, nu plânge, te rog, liniștește-te, liniștește-te, te rog, o să fie bine, stai liniștită. Mariana, te rog, gata, vină. O să fie bine, stai liniștită, o să fie bine. Mai... Eu am văzut-o după scări când mergea într-o parte și am fugit imediat după ea la baș. Mi-am dat seama că o să-i se întâmple ce facă. Uite așa-ți balansa și n-avea aer. Dacă are probleme cu inima și când am văzut-o cad jos, nu știam ce să-i fac, pur și simplu. Gândiște-ți-mi eu. Ia, mișa-ți. Duș-to, mă, bac. N-are duș-to? Urăță cărmăză, duș-alte am vechi cu mari vârbă. Nu se mână, Alela. Nu știu. Încearcă să. Nu simt partea asta. Acum e normal poate că te-ai întâmplat așa. Deci ce e cu tine? V-a dat foc, ce să mai, gata! V-a dat foc, v-a adus unde a vrut. Păi ce, mă, l-ai lovit și tu? L-ai lovit. Ești bine, Mădălina? Mădălina, ești bine? Nu mai știu, nu știu nimic ca fetelor. Nu știu, nu, am văzut stele verzi, m-am luat panica pe scări și am văzut stele verzi, atâta știu. Nu știu unde geaca mea, m-a luat frigul, m-a luat. Nu știu, mă doare foarte tare capul și cred că m-am lovit tare. Nu, te-ai lovit aici de mine, de picior. A, de picior, n-am dat cu capul. N-ai căzut jos, că te-am ținut eu că eram fixat. Credeam că am dat cu capul. M-am luat cu frig, m-am luat. Ești bine acum? Am alunecat dacă n-am. Mamă, de l-ncălecam acolo în cot. Și pe Ender. Bă, l-a lovit și pe Ender cu piciorul, l-a lovit un plex. Eu m-am dat spre Ender ca să nu-l mai lovească pe. L-a lovit. Se ținea Ender cu mâna de burtă. Zi, mă, nu n-a avut Cristian că se ținea cu mâna de burtă. Ia, nu în burtă, i-a dat în... Tu m-ai băgat în panică acum afară, că știi cum respirai? Da, frate, dar mi-a dat urât, nu puteam să mai respire, ești nebun. O dat și-o plecat. Nu plânge, că sunt bine. Nu plânge.
Dacă nu erai acolo, dădeam cu capul, da. Spărgeam capul. Da. Mariana, liniștește-te, Mariana. Vrei apă? Nu plâng. Nu vă să plâng, aveam terminat. Nu mai plângeți. Gata. Trebuie să-mi pun un pic de gheață, cred. Vezi, nu? Nu, ia să vedem. Te la cap, te uzi la cap. Răcești. Da, nu, cred, mă doare foarte tare aici și nu știu dacă e umflat, te simt cum umflat la... Nu știu, simt așa. Ce dar de ursul ei? Nu știu. Pe cap. Aici, uite aici. Nu știu, mă doare. Da, ai ghiși lovit aici. Mă doare. Da. Mă doare ce mai poate. Ar trebui să spui ce are aici. Știi că se pic de gheață. Lingură, ceva. Cred că am dat și apă pe mine, un microfon. O lingură, dacă e puțin rece, poate... Nu știu de ce m-am murdărit, dar m-am murdărit. Asta e viața. Dar el și-a făcut-o cu mâna lui, tu asta. N-ai, nu, nu se poate. Adică eu sar să-l apăr, să nu mai dea în el să-l omoare ăsta și el dă cu piciorul mini. Deci, ta cap. Da, au venit aici ca să se bată? Dacă știu cum sunt așa, mă... Păi nici, și nici el nu vine aici ca să instige, nu? Să-ți găsească dragoste, nu să vorbească degeaba, să instige pe ei. E același subiect ca și cu mine și Alexandra când sau și la mine și Alexandra, tu la fel. Deci... Când instigi, instigi, n-ai ce să faci. A avut noroc că e spațiu închis. M-am ras de grinzile. Dar și eu m-am ras. Dar are noroc că e spațiu închis. Paul la fel. Să fugă. Dar și eu să... Dar el e bine. Bă, făcea ca șobolanul pe aici, l-am văzut aici. Da, m-am legat după el și l-am prins aici. Bă, gata, bă, stai, gata, stai. Nu l-am văzut. L-a lovit cineva, gen ca... Eu n-am văzut nimic pe Marinescu, nu l-am văzut. Sus, scaun în... L-a lovit. Nu i-a dat cu aia, nu i-a dat cu aia. Nu i-am dat eu. Eu dat cu scaunul, nu i-am dat cu ele, cum nu era în fața. Avea și masă acolo. După ce eu dat cu scaunul, m-am pus, nu-i dat cu pumnul, că vrea să-i dea cu pumnul. Eu n-am văzut că l-am prins aici, pe Paul. În spate aici n-am mai văzut nimic. Dar vede că plecăm în spate să vorbim, ne liniștim, vine și el. Dar m-a venit și tu erai la bătaie aici? Nu, mă, eram la baie, mă, cu ei. Deodată ăsta era afară, dar ce căuta el acolo, nu înțeleg. Marinescu. Bă, cât foc a putut să dea omul de la... că vezi tu haine. Dar nu de la asta au luat foc. De acolo a început, frate, de acolo a început. N-are treaba, a început de când... A început, voi ați făcut cam mișto de el pe aia și el de voi și v-ați luat așa până... Îl ironizează el pe Paul. A încercat tu el mai rău. Ca să fac să înțelegi, dacă spunea că pe trinși pe întrinsă, rău. Ca să înțelegi. Știu, știu, dar... Aia e chestia. Nu vorbi că te... Că te că nu i-am spus că... Frate, eu știu că a intrigat. Dar, frate, dacă tu stai... Vrem măcar să știm dacă... Au sărit toți pe Marinescu sau au încercat să-i despartă? Pentru că și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva de genul în casa noastră, cât aș fi o prietenă cu patru din ele, niciodată n-aș sări. Ca să dau. Ca să dau. Numai că s-ar să despart. Logic, mă bag să despart oamenii, nu să atac și eu aceeași persoană. Dar na, la băieții altfel, nici nu vreau să mă interesez. Nu, dar la ei s-ar în grup. Asta e chestia, la rău de tot și nu vreau să mă gândesc. Automat, când vede că unul este nervos, nu încearcă să-l calmeze ceilalți și să facă să fie bine. Ei încearcă să atâțe mai tare, deci nu sunt genul, ok, suntem prieteni, dar încercăm să-l calmăm pe cel care este nervos. Ei sunt genul, hai să mă bag și eu pentru el. Am rămas în șoc, deci nu mă gândesc la eliminare acum, mă gândesc că eu... Nu, ăla nu mai poate aici, nu mai poate aici. N-am realizat când a venit Paul și a dat cu aia, apoi l-am văzut pe ăsta cu paharul în mână, atunci... Paul a dat cu masa și pe ce a dat cu masa m-am băgat și l-am luat pe Paul aici. L-am luat pe Paul aici și a plecat achemul în partea asta. Când s-a mă dus spre asta, a scăpat și Paul și mi se pare că a dat vreo... Nu mai știu, nu mai țin minte. L-am aveam aici în față, l-aveam aici în față și îl țineam Paul așa și mă gândeam... Era aici, să-i dau un picior... Era la faza asta? Eu nu înțelegeam nimic, așa, nu știu. Așa, eu îl țineam pe Ache, că după ce eu dacă stau, nu vrea să-i dea cu pumnul. Eu l-am luat pe Ache după aia. A fugit ăsta Ache, l-a scris acolo și acolo, l-am prins. M-a descup... Nu mai știu. S-a tras de cămașă, eram... Continuă arată material. Ce? Te arată? Când, acum? Arată mâine, în gală. Poi mâine, în gală, nu ți-l arată acum. Mâine, poi mâine. Poza aia. Poate până în gală vă calmați și nu mai aveți. Ia uite.
Mafia. Un șoaric din ăla. Siciliană. Disperat, așa fugea. Băieți. Nu știa prin soia. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.